ISS face parte din colaborarea EFCAL încă din anul 2011. EFCAL este o colaborare internațională dedicată cercetării și dezvoltării detectorilor plasați în imediata apropiere a punctului de interacție dintre electron și pozitron de la viitorul accelerator linear ILC sau CLIC. ILC este potențialul accelerator linear susținut de Statele Unite și Japonia. Încă nu s-a stabilit locul de realizare al acestuia, iar CLIC-ul, Compact Linear Collider, este susținut de CERN ca o mașină complementară a actualului accelerator circular LHC. Ambele concepte, atât ILC cât și CLIC, studiază detectori dedicați analizei proceselor fizice ce apar în imediata vecinătate a punctului de interacție a particulelor. De acești detectori, ocupându-se însuși colaborarea EFCAL. Așadar, este vorba de calorimetre compacte, LumiCal sau BeamCal, plasate în regiunea forward, calorimetre care sunt dedicate determinării luminozității și monitorizării rapide a fascicului de electroni și pozitroni. În această colaborare sunt implicați peste 70 de cercetători afiliați la diferite institute și universități din întreaga lume. Principalele obiective ale colaborării EFCAL sunt, pe de o parte, dezvoltarea de componente hardware pentru detectorii plasați în regiunea forward a viitorului accelerator linear și, în același timp, să testeze acest senzor pe bază de materiale semiconductoare cu rezistență mare la radiații, în vederea optimizărilor. Un alt obiectiv al acestei colaborări este optimizarea prin simulări Monte Carlo a designului calorimetrelor din regiunea forward. Membrii colaborării EFCAL din cadrul ISS sunt implicați în partea hardware, în analiza datelor experimentale, cât și în simulării Monte Carlo. Iată acum o scurtă prezentare a membrilor activi din grupul ISS în EFCAL. Eu sunt Veta Ghenescu, cercetător gradul 3 la Institutul de Științe Spațiale încă din anul 2006. Din 2010 sunt doctor în fizică, specializarea materiale semiconductoare pe bază de materiale calcogenite cu aplicații spațiale. Fac parte din colaborarea EFCAL din anul 2011, iar din 2016 sunt team leaderul acestei colaborări. Pe lângă partea de management din partea ISS-ului, am participat activ la achiziția datelor experimentale în cadrul test beam-urilor ce au avut loc atât la CERN cât și la DAISY cu fascicule de electroni sau hadron de energie cuprinse între 1 și 5G. Aceste test beam-uri au fost aproape în fiecare an. Prelucrarea acestor date experimentale este o adevărată provocare pentru întreaga echipă a EFCAL-ului. Personal m-am implicat în analiza datelor experimentale de la obținute în urma test beam-urilor de la senzori de siliciu sau galiu arsen. Aceste semnale pot fi utilizate la determinarea energiei depuse în senzori, ducând astfel la determinarea gerbelor longitudinale și transversale. Rezultatele au fost prezentate la diverse întâlniri, atât în cadrul colaborării EFCAL, cât și în cadrul conferințelor naționale și internaționale din domeniul fizicii energiilor înalte.
Cam atât. Mă numesc Elena Firu, sunt cercetător științific gradul 3 din anul 2007, iar din 2010 sunt doctor în fizică. Începând cu anul 2016, sunt implicată pe partea de hardware în studierea rezistenței la radiație a senzorilor de galiu arsenid dopat cu crom și siliciu. Am participat la shifturile de iradiere ale senzorilor de la JNR Dupna și achiziția datelor experimentale, măsurarea parametrilor electrici, curent, tensiune și eficiență, înainte și după iradiere a senzorilor care au fost executate la JNR, dar și în ISS. Și în prezent mă ocup de prelucrarea acestor date. Numele meu este Alina Tania Neagu, sunt CS3 și doctor din anul 2014, iar în colaborarea EPCA lucrez din anul 2012. Munca mea a costat în simulări Monte Carlo pentru prototipul de detector ce vor fi folosiți la BIMCAL și LUMICAL, iar principalele activități în cadrul colaborării au fost simularea ale test BIM-urilor din 2011, 2014 și 2015, folosind codul GAN4, compararea datelor simulate ale testbimurilor din 2011 și 2015 cu date experimentale, dar și cu date obținute în cadrul colaborării folosind codul DD4HEP. De asemenea, participarea la testbimurile de la DAISY din 2015 și 2016, iar în prezent mă ocup de simulări folosind codul GAN4 pentru testbimul din 2019.